Emisiunea oferită de Dopopoco Gourmet. E luni și e 13, tocmai asta vorbeam cu invitatul înainte de a intra în emisie. E luni și e 13, adică avem o linie de noroc peste tot și neapărat multe flori. Da, e un cer atât de norat și nu mai vreau ploaie, vreau să vină primăvara aia înapoi, aia însorită de săptămâna trecută și vreau să vă văd pe voi, bărbați, din nou cu flori multe, multe, cu coșuri pline de flori. Pe 1 martie a fost ziua lui, tot pe 1 martie a fost un vernisaj important la Ateneul din Tătăraș, în stupul ăla de la Ateneu, acolo unde se întâmplă mai nou lucruri fabuloase. Astăzi, omul meu de poveste e al nostru, al comunității. Imediat vi-l prezint, vreau să vă mulțumesc vouă, pentru că în fiecare după amiază vă faceți timp de mine la Oameni de Poveste. Știu că vă e greu cu asteniile astea, dar până ne mai așezăm un pic, trece timpul și vine aprilie, apoi mai și gata. Ne împrimăvărăm de-a bine. Paul Pădurariu, mulțumesc tare, tare mult că astăzi ești cu mine la Oameni de Poveste. Bine te-am găsit. Ce faci? Cum ești? La 1 martie, să te naști pe 1 martie. Cum e să fii născut pe 1 martie? Foarte frumos, ca un ghiocel. Ca un ghiocel. Ca un ghiocel de 2 metri, așa, dragilor. E ca un ghiocel, Paul, al nostru. O zi importantă în viața noastră, că așteptăm să vină primăvara. Și tu te-ai născut pe 1 martie. 34 de ani și 3 copii frumoși. Vreau să-i salut. I-am spus și lui Paul că vreau să-i salut pe cei 3 mușchetari de acasă. Să zicem așa. Ianis, Miruna și Rareș. Mi-a ieșit? A ieșit. 3 copii. Vreau puțin să rămânem aici până la artistul din tine, Paul. Să rămânem aici la tatăl din tine, pentru că mie mi se pare într-adevăr uimitor cum niște oameni atât de tineri și atât de ocupați și de preocupați de carierele lor au acasă 3 copii. Te-am văzut. Ai fost la teatru. Ieri. Noroc de Facebook. Da, facem reclamă teatrului. Exact, așa fac și eu. Pentru teatrul Luceafărul și tot ce se întâmplă la Ateneul nostru drag în ceea ce îi privește pe copii, de ce să nu le facem reclamă? Pentru că, într-adevăr, avem ce învăța de acolo și spectacolele sunt minunate. Da, și o muncă colosală în spatele lor. Foarte frumos ceea ce se întâmplă acolo. Încă ați încăput în selfie, pentru că deocamdată te duci cu Ianis și cu Miruna. Momentan. Dar în vreun an jumătate o să fiți mai mulți în selfie-ul de la teatru. Cu siguranță. Vor fi obiectivele mai white, cred, la telefoane. Când îți faci timp și pentru copii? Atâtea proiecte, te văd peste tot, noroc de Facebook, pentru că mai merg o pagină, mai dau de un Paul, mai încă o pagină, iar Paul, și colo, și încoace. Și cel mai mult mă bucur când te văd cu copiii tăi mai mari, râzând și hilizându-vă în fața aparatului tău. Păi da, cel puțin o zi pe săptămână sunt doar al lor. Ia, în afară de activitățile normale din timpul săptămânii. Adică o zi e al lor, cât pot de mult, și eu și ei stăm de dimineață până noaptea târziu. L-am văzut și pe cel mic, crește cât alții în 7 ani, că așa se întâmplă cu prâslea familiei. Vă lasă să dormiți noaptea? Eu dorm. Câtă sinceritate! Și doar ți-am spus că suntem la televizor, Paul. Da, tu, dar doar știi că eu sunt sincer. Deci tu dormi, reverențe soției tale. O iubim și o pupăcim și îi mulțumim că, uite, astăzi ne-a facilitat așa întâlnirea cu tine. Hai să mergem pe 1 martie, nu sunt multe zile de atunci. Ți-am văzut lucrările chiar acum, sâmbătă, când am fost și eu la Ateneu cu mara mea. Erau oameni care se bucurau de poveștile tale venețiene. Când de frumos! Frumos, frumoasă, frumos, Veneția. Frumos, frumos. Când ai fost în Veneția? În ultimii 3 ani, în afară de anul ăsta. La fiecare carnaval? La fiecare carnaval. Ce vă atrage pe voi la carnavalul ăsta din Veneția? Pentru că știu foarte mulți fotografi în Iași care își iau bilet cel puțin cu 6 luni înainte ca să fie sigur că o să fie... Da, eu aveam bilet luat și anul ăsta. Și n-ai mai ajuns? N-am mai ajuns, n-am reușit. Fotografiile pe care le-am văzut la Ateneu sunt de acum un an? Fotografiile sunt adunate pe decursul a 3 ani de zile. Sunt o selecție din peste 6.000 de fotografii, s-au ales 20 de fotografii.
6.000 de fotografii? Din 6.000, da. Doar 20? Doar 20, da. S-au tăiat. Povestește-ne cum se face selecția asta. Deci, se iau 6.000 de fotografii. Așa. În prima fază, se ajunge la ce număr? În prima fază se ajung la câteva sute de fotografii, după aia se ajunge la 100 și un pic, câteva zeci. La trierea asta, seara, am ajuns la 26 care am zis că gata, eu nu mai dau jos nimic, nu mai. Mă dorea sufletul din la celelalte câteva zeci, până la, am ajuns la 26, deja mă plângeam la fiecare cadru care îl tăiam. Și din cele 26 au rămas 20 de picături de suflet. Spune-mi puțin cu bijuteriile astea 20 pe care le-am văzut la Ateneu. Cine te-a ajutat să faci selecția? Sau tu singur, noaptea, cu muza lângă tine, cu cine știe ce unelte iscusite? Cum ai făcut? Am avut și un curator, trebuie să mulțumesc Ștefaniei, marketingul de la Ateneu. Care m-a ajutat foarte mult și m-a ajutat de mult timp, m-a ajutat la selecția unor fotografii. Am făcut-o până la câteva zeci, am făcut-o singur, după care m-a ajutat și ea. Fiindcă e foarte greu, că doare sufletul la fiecare fotografie și atunci îndoi un om care este obiectiv, are foarte mult suflet pus în cadrele respective, gândește cu totul altfel. Bun, e o poveste venețiană, că până la urmă pentru noi e una așa rotundă, de parcă ai fost acolo o oră și ai făcut toată treaba aia, dar de fapt acolo s-au adunat multe, multe fotografii din 3 ani. Ce înseamnă până la urmă carnavalul ăsta din Veneția? N-am fost niciodată și vreau să-l vedem așa puțin prin ochii tăi. Avem și fotografiile, dragilor, dar mai aveți un pic de răbdare până la ele. Carnavalul pentru mine înseamnă un mare platou de fotografiere și filmare. Ne se adună modele, printre cele mai mișto modele din lume și cei mai faini fotografi. Ne adunăm acolo la carnaval să fotografiem Veneția în carnaval și sunt câteva grupuri mari de fotografi profesioniști care vin din toată lumea. Avem grupuri de Facebook unde vorbim și în timpul anului și fotografii cât și costumele, deci modelele care își fabrică costumele și mergem în diverse locuri special alese pentru a fotografia costumele respective. Deci e un moment reper în viața voastră. Exact, exact. De actor profesionist, de fotograf. Fiecare cu ce. De fotograf profesioniști, deci lucrurile sunt așezate, foarte organizat. Exact. Eu am crezut că voi vă luați sacul în spate și vă duceți așa aleatoriu și prindeți pe oamenii ăștia niște ipostaze minunate și măștile care sunt fabuloase. Doamne, mă gândesc doar câți bani se învârt acolo în jurul evenimentului ăsta. Sunt modele care au un alt costum în fiecare zi și sunt 18 zile de carnaval. Și ce costume! Și costume, da. Oricum, majoritatea modelelor profesioniste provin din Franța și Germania, unde situația financiară e da. Acolo este o adevărată tradiție în rândul costumelor. Pentru un fotograf plecat de la Iași, cu avionul, cum a fost drumul? Anul trecut, ce ai plecat? Ai plecat direct cu avionul? Cu avionul am fost de fiecare dată, da. Cât înseamnă financiar? Uite, suntem cu matematica pe masă. Ce înseamnă? E un efort financiar? Este de fiecare dată. Este câte un efort. Tot costul, depinde cât vrei să stai, dar 500-1000 trebuie să o ai la tine. Mă bucur că anul ăsta, uite, chiar când ai împlinit 34 de ani, te-ai gândit și ai așezat în așa fel parteneriatul ăsta cu Ateneul din Tătăraș, încât vernisajul să se întâmple acolo și lucrările tale, să știi că, uite, am fost martor, sunt privite mai de aproape, mai de la distanță, măi, de asta e pictat. E bine când ți se face așa un compliment, o fotografie, să spună cineva că a fost pictată? Bineînțeles că ai tremuri pe spate, n-ai cum altfel. Cum a fost la vernisaj? N-am fost lângă tine? A fost superb. Am văzut vernisajul. Fotografiindu-te cu mulți oameni, bucuroși. Da, sala a fost arhiplină. Eu am încercat și din spusele celor invitați am reușit să aduc atmosfera carnavalului la Iași. Fiindcă carnavalul venețian de anul acesta s-a terminat, ultima seară a fost pe 28 februarie, iar pe 1 martie a fost vernisajul. Am încercat să le legăm atât de bine cât s-a terminat la Veneția și a început la Iași carnavalul venețian. Am avut de la colegii de la trupa de Sky, am avut un model îmbrăcat în costum venețian, am avut șampanie, am avut
cu delicii culinare mediteraneene, să intrăm acolo exact între... Am avut un recital de pian și vioară de la colegii mei la trupa Boemic. Are, un eveniment complet, complex. Complex, da. Păi când am auzit de trufandalele astea mediteraneene și mă gândesc la voi fotografii care vă duceți la Veneția și stați nemâncați o zi întreagă. Sandvișuri și fotoguri din Bila. Exact. Da, sandvișuri, rucsac. Exact. N-ai timp să... E viața frumoasă, chiar dacă câteodată e greu, că de fiecare dată când am văzut imagini de la carnaval, sunt zile atât de urâte acolo, încât ai zice, măi, ce fac oamenii ăștia, fotografii ăștia care se duc? Ce lumini aveți voi? De obicei, vremea cam așa e, nu? În perioada asta, în perioada carnavalului. De obicei e umedă, e urâtă Veneția atunci. E... N-am fost în carnaval, dar am fost în Veneția vara. Era o zi călduroasă și tot mi s-a părut umezeală până peste puterile mele. Da, trebuie să iubești cu adevărat Veneția ca să poți să o suporți an de an în condițiile alea. Într-adevăr, vânt, ceață, tot, este o vreme destul de mohorâtă. Lumini, întotdeauna trebuie să avem la noi lumini. După voi, nu? Da, fotografii profesioniști trebuie să aibă. Majoritatea turiștilor și fotografilor amatori nu au. De asta ai să vezi foarte multe imagini cu mulți fotografi care fotografiază un model într-o masă mare de oameni. Acolo ai să vezi foarte puțini fotografi profesioniști, că majoritatea, cum ți-a spus, se programează shooting-urile pe zile, pe locuri, fiecare... Se adună într-adevăr 5-10 fotografi, fotografiem un model, 2-3 și tot așa. Din România și chiar din Iași sunt destui fotografi care merg la carnavalul de la Veneția. Tu când te duci într-o echipă sau tu te duci pe cont propriu și te întâlnești acolo cu ei? Am fost și singur, am fost și în echipă, da. Și am avut și surpriza să mă duc singur să mă întâlnesc în avion acolo. Cu un prieten, da. Ozolin chiar, da. În avion. A fost o surpriză foarte plăcută. E foarte, foarte bine. Ai zis de prieteni. Se construiesc prietenii în lumea voastră? Eu vă văd așa niște artiști un pic mai reci pe tine, nu? Deci tu ești alt animăluț în toată talma asta. Dar sunt prietenii adevărate printre fotografi? Mie îmi place să cred că da, sunt prietenii adevărate. Într-adevăr, prieteniile dintre fotografii români sunt un pic mai greluți de făcut, dar și aici lucrăm. Sunt deja comunități destul de mari de fotografi în care prieteniile sunt foarte strânse, chiar fotografi din Timișoara, București, Constanța. Lucrăm foarte mult pe chestiunea asta de comunitate. Iar tot pe partea de comunitate asta spuneam că ador foarte mult Veneția și m-a întrebat cineva de ce te duci iar în Veneția. Păi mă duc să mă revăd prietenii din Japonia, prietenii din state, fotografi din Germania și tot așa. A, deci de la prietenii ni se trag anumite experiențe exact. Și eu mă bucur că zici asta. Pentru mine cuvântul prietenie înseamnă atât de mult, dar la cum ești tu construit, Paul, și la câtă dinamică e în tine, înseamnă că veștile sunt bune de pe tărâmul prietenos al oamenilor buni și frumoși. Hai să rămânem acolo, în Veneția. Când ți-a fost greu în Veneția și când ai zis de ce am venit iar, mai bine plec, cum a fost? Ai avut un astfel de moment? Da, am avut un moment. N-ai fost la vernisaj, dar cred că ai auzit ceva. Da, acolo a fost unul din momentele... Am avut un moment hotărător în cariera mea, cred. Chiar. Un moment în care... Mergeam spre stânga, pat, somn și aveam peste 40 de ore de nedormit. Făceam dreapta spre piața San Marco, unde răsărea soarele și calitățile ce urmau a avea fotografiile mele erau de necontestat. Și făcând dreapta spre San Marco, acolo, atunci am descoperit o comunitate de fotografi. Acolo a început toată povestea Veneției. Când eram rupt, credeam că organismul meu nu poate să mai ducă. O parte de mine spunea că nu mai pot. Genunchii mei nu mai puteau, nu mai puteam de frig, nu mai puteam de somn. Și atunci am zis că, Forrest Gump, mai pot. E foarte bine că ne-ai adus în zona asta, pentru că, într-adevăr, pe voi, fotografii adevărați care faceți asta dintr-o pasiune, de acolo, din rărung, din viscere, v-am văzut în niște posturi incredibile, scoțând așa
tot ce e mai bun, că v-ați umplut de noroi, că v-ați rupt cine știe ce haine, nu mai contează, important e momentul pe care l-ați imortalizat. Se merită, Paul? Bineînțeles, bineînțeles. E ca trebuie un câmp de luptă în cazul unora dintre voi. Pentru a avea o fotografie bună și a ca publicul să facă un wow, trebuie să arăți ceva ce publicul nu vede în fiecare zi. O perspectivă diferită, o situație diferită și atunci trebuie să fii acolo. Dragul meu, ne pregătim. Vă rog, băieți, vă mulțumesc tare, tare mult, Radu, Puf, Robert, cine mai e pe acolo prin regia de emisie, vă mulțumesc că, uite, mă ajutați cu imaginile pe care Paul ni le-a dăruit. Dragilor, încă sunt acolo, la Ateneul din Tătăraș și vă puteți duce oricând vreți. Ia uite ce avem aici, Paul. Da, o, Doamne! Uite, despre fotografia asta cineva a zis că e pictură. Este un pic de pictură cu lumină. Corect. A fost o lumină exterioară care m-a ajutat foarte mult. Cadrele le puteți vedea până pe 31 martie la Ateneul Iași și de asemenea este o expoziție cu vânzare. Toate fondurile vor fi donate către Fundația Bethany și copiii pentru ajutorarea copiilor cu dizabilități. După cum spuneam, prețul unei fotografii este de 340 de lei. Prețul a fost stabilit undeva de un critic de artă, undeva la 350 de lei. Eu l-am pus 340, fiindcă am împlinit 34 de ani. Foarte frumoasă povestea asta și mă bucur tare, tare mult că ai amintit și de Asociația Bethany și de faptul că, într-adevăr, toți bănuții ăștia se duc spre copii care au nevoie de ei. Hai să vorbim puțin, uite, sunt atâtea modele, nici nu știu la care să mă opresc, așa ca poveste. Uite, aici, și asta mi-a plăcut foarte, foarte tare. Era așa, la o limită, modelul. Cum a fost? V-ați strâns câți fotografii erați acolo pe... La o parte din cadre eram și doar eu singur cu modelul. Da? O parte din cadre eram eu cu un bun prieten, Bogdan. De asemenea, și în grup, 10-15 oameni. 10-15 oameni, 10-15 fotografi. Cu 5 modele împrăștiați. Cumva. Cine te ajută când te duci la Veneția? Ești singur, singurel? Tu cu tine. Am crezut că cine mai ajutăm unii între alții, dar foarte puțin. În sensul că și fiecare dintre noi trebuie să-și facă treaba. Na. Am înțeles. Eu am crezut că vă duceți cu câte un partener care vă mai ține un aparat, vă mai ține un sandwich lângă. Sunt unii fotografi foarte mari prin state, care își permit să aducă și câte un asistență care rucsacul și tot. Eu știu doar două cazuri și atât. Deci, e bine așa. Anul ăsta de ce nu ai plecat la Veneția? Anul acesta, eu sunt fotograf de eveniment și am trebuit să iau parte la două evenimente care nu puteau fi ratate. Dragul meu, eu am înțeles că, uite, cum zicea, ești fotograf de eveniment. Ai și câte două evenimente în aceeași zi. Cum te mai descurci? Foarte bine. Cum lucrează actorii în 2-3 timp, așa exact, și Paul. Exact. Te dormit mai ai când să mai dormi, nu? Dorm. Da, reușesc să dorm, altfel n-aș putea face față unor 18 ore full. Nu ți-e dor de comunitatea bloggerilor? Ai fost blogger mult timp, aveai cuvintele la tine și uneltele astea care pentru un blogger sunt foarte, foarte importante. Ți-e dor să mai scrii, Paul Pădurariu? Nu știu dacă am timp să mai fie dor. Nu mai ai timp, nu? În schimb, comunitatea, încă sunt alături de ei. Acum ajut comunitatea bloggerilor prin fotografiile mele, la evenimentele lor și diverselor campanii, cum a fost și campania din toamnă, noi l-am găsit pe Paul, o campanie ad hoc făcută, care s-a creat o imagine unitară a bloggerilor ieșeni. Corect. Mă gândeam la blogger că ei sunt mai înțelepți așa un pic. E o tacmă în care, într-adevăr, se construiesc prietenii adevărate. Asta până la proba contrarie, bineînțeles. Și pentru că am vorbit de blogger, hai să vorbim și despre Asociația Tinerilor Jurnaliști. L-am văzut pe Ionuț Teodorașcu în niște fotografii și apoi
I-am văzut pe mai mulți copii de acolo din asociație. Cum ai ajuns să-i fotografiezi? Da, pe Ionuț l-am fotografiat prima dată prin intermediul campaniei unei imagini unitare pentru blogger. Și apoi m-a apelat el, a început anul universitar, un noi membri în asociație și avea nevoie de fotografii pentru ei. Și atunci... Am zis, m-a întrebat, Paul, ne ajuți? Clar. Ok, bineînțeles. Cum să nu ne ajute, Paul? Păi, dau un telefon, Paul, vreau să vii la emisiune să vorbim despre, despre Veneția. Da, e 2 și tu vrei la 4. Lasă-mă puțin că pe luni, că n-am cu cine să las copii, asta e viața lui Paul, e al nostru și mă bucur tare, tare mult că, uite, a venit luni, 13 martie și Paul al meu și-a făcut timp de noi. E la Oameni de Poveste. După pauză, vedem ce și cum. Suntem în direct la Oameni de Poveste, într-o după-amiază foarte frumoasă, 13-a după-amiază de mărțișor. Dragilor, să ne împrimăvărăm de-a binelea, să ieșim la aer curat cu umbrela, care e încă un accesoriu important zilele astea. O să ne mai plouă câteva zile și apoi gata, din weekend o să avem 14 grade Celsius, am zis. Astăzi la Oameni de Poveste, un om valoros, pe cât de dinamic, pe atât de pozitiv și de ludic, este Paul Pădurariu, Paul al nostru, dragul meu. Zic Paul al nostru pentru că, într-adevăr, în comunitate, cum zici Paul, parcă, știi, Paul, numele ăsta se confundă cu Paul Pădurariu. Paul, da, îl cunosc pe Paul. Te-ai impus repede, ca să zic așa, cu viteza luminii în comunitate și nu numai. Și nu vorbesc despre comunitate în general, dar și de comunitatea voastră, a fotografilor, în care nu intre chiar oricine așa repede, mai ales aici la Iași. Știu... din interior, nu mă contrazice, te rog. Așa este. Am reușit, cum spunea și un prieten cameraman, am reușit să fac în timp foarte scurt ce n-au reușit alții să facă în 10-15 ani. Corect! Dar ce l-ai făcut? Ai avut poțiunea magică și ai un praf în ochi, încă un praf? Mai ai și tu un praf? Nu. Eu cred că am muncit în anii ăștia cât au muncit alții în 10-15. Despre asta e vorba, despre multă muncă, Paul, într-adevăr. Și dedicație. Da? Și probabil și formarea mea ca om, dragostea mea față de oameni și apropierea de ei m-a ajutat să fac asta. E bine că atelierul tău e foarte aproape de noul nostru sediu. Da, de... poate ai să ajungi și tu la studio. Exact. Promite de mult să ajung la studio. Mă ceartă în direct, dar cum și-a găsit. Nu puteam trebuia. După emisiune. Să știi că, uite, hai să luăm cazul meu. Mie nu-mi plac fotografiile cu mine. Nu-mi place să mă văd fotografiată, m-am obișnuit greu cu mine și pe sticlă. Știi că am făcut mulți ani o emisiune pentru copii în care purtam o mască. Eu, om de radio fiind, mi-a plăcut tot timpul să fiu acolo în spatele microfonului și să nu mă vadă nimeni. Cum îi faci pe oameni să se obișnuiască cu ei înșiși? Pentru că bănesc că nu tuturor le place așa să se vadă în fotografii. N-au timp. N-au timp. Dar ce ne faci? N-au timp. Adică, după noi vorbim și aparatul mai auzi că mai face câte un click. Eu încerc să prind partea naturală a fiecăruia dintre voi. Am înțeles. Despre asta e vorba. Emoțiile vii. Nu... Fotografia mască. Fotografia de fashion o facem cu modele, cu alte chestiuni, dar portretistica și fotografiile de eveniment, acolo vreau să scot emoțiile și adevăratul om pe care îl văd în fața mea. Ce frumos! Uite, am rămas cu discuția chiar pe finalul primei părți de emisiune. La copii ăștia frumoși de la jurnalism, i-am văzut în niște fotografii al negru minunate și te-am și întrebat dacă tu ai ales sau ați ales împreună și ai zis că ei au avut și varianta color, dar mie îmi place al negru, mai nou îmi place fotografia asta al negru. Cum e cu al negru și cu color? Sunt diferențe majore de atitudine? Din punctul meu de vedere, diferențele sunt foarte mari. În fotografia alb-negru vezi emoția. Prin fotografia alb-negru nu îți mai fuge privirea la cămașa verde sau brățara roz, ci se duc ce ochii spre ochii respectivului subiect, privire, emoție, totul. Totul e diferit.
Am înțeles. Hai să vorbim puțin despre colaborarea ta cu copiii de la jurnalism. Cât de cuminți au fost atunci când au venit la tine? Am văzut mulți fotografii. Da, au fost foarte cuminți. Am programat shooting-ul pe durata 2 zile, fiindcă știam că sunt mulți. Da. În prima zi au venit doar 2. Iar a doua zi buluc toți. Ce surpriză frumoasă pentru Paul! M-am bucurat foarte mult, vă mulțumesc și încă o dată. Și ai ținut un pic la ușă pe câte 10? A fost un pic aglomerat, dar s-a rezolvat. Am muncit foarte frumos. Paul, am vorbit despre Veneția, am vorbit și despre copiii ăștia frumoși. Hai să vorbim despre ziua de 13 martie. Ce ai făcut în dimineața asta, Paul? Ce ai mâncat? Dimineața asta am mâncat o cafea. Bun, și apoi te-ai dus repede. O cafea, am editat câteva zeci de fotografii, am trimis un mail la client, după care repede către o ședință foto cu rochii de mireasă. Cu rochii de mireasă. Și cu modele, bineînțeles, adică nu erau rochile așa atârnate. Cred că n-am văzut mulți dintre noi atâtea rochii de mireasă cât te vezi tu într-o singură zi. Ce se mai poartă? Ce culoare ai văzut astăzi la rochile de mireasă? Fetele sunt interesate. Și bej. Și bej, da? Am și bej. Și ca formă? Ca formă, tot felul de... Prințese, sirene și cât de cât mai largi, că nu se mai poartă cele în două piese. Iar știam că se poartă, erau destul de comode pentru mirese, să aibă o parte de aia foarte mare, care după al doilea dans putea să se detașa, ci că gata, alea nu se mai poartă momentan. Am înțeles. Acum fiecare depinde de fiecare casă de modă. Pentru că te avem aici, pentru că umblă tot felul de mituri și de zvonuri, cum că fetele sunt atât de pretențioase, fetele cu care tu colaborezi, bineînțeles, și pe care le fotografiezi în rochii de mirese sau în alte rochii, cum sunt de fapt modelele cu care lucrezi? Modelele? Da. Modelele normal să aibă o anumită mască, fiindcă sunt atâția oameni care se uită după ele și vin cu diverse cuvinte care le... Da, le triem așa, că suntem în direct la oră potrivită exact. Pentru cuvinte. Și e normal să-și pună o mască, dar atâta timp cât stă de vorbă cu un profesionist și are încredere în omul respectiv, sunt fete foarte faine. Cam cât durează un astfel de job pentru tine? Jobul de astăzi a durat 3 ore. Și în 3 ore ce faceți acolo? Ele schimbă câteva rochii? În 3 ore am reușit să fotografiem 8 rochii. 8 rochii? 8 rochii, da. În 3 ore? În 3 ore, o, da. O, Doamne! Păi a fost mai multe și portrete și am avut nevoie de cadre și pentru machiaj și chestiuni de genul. Am înțeles. Hai să ne întoarcem puțin la miresele adevărate. Pentru că acum suntem vedem. În post, dar ele abia te așteaptă. Bănuiesc că pentru anul 2017 sunt destule mirese pe care tu le vei lua așa sub aripa ta și le vei spune chill, o să fie bine, o să fie cea mai frumoasă și mai minunată nuntă din univers. Cum e cu miresele astea stresate și angoasate și bătute la cap de mătușa din Craiova, de unchiul Nelu de la Pitești? Am noroc că de dimineață reușesc să le calmez și toți nervii lor, stresul ei, îl iau asupra mea. Îl iau totul și încerc să adun oameni doar cu energie pozitivă pe lângă ea, să o lăsăm pe unchiul Nelu să stea cât mai e la depărtare de ea. Care e ceva de zis acolo? Mai e o tradiție aia, de aranjat. Era floarea care trebuia pusă pe stânga, nu pe dreapta și chestii de genul ăsta. De genul ăsta. Da. Vor fi bine și sunt unele mirese care își fac într-adevăr mai multe griji decât este nevoie, dar e de înțeles, fiindcă e cea mai importantă zi din viața lor până atunci. Vor veni și alte zile mult mai importante, dar până în momentul de față, cred că e cea mai importantă zi din viața lor. Într-adevăr, și pentru că vorbim de miresici, hai să vorbim despre tine, artistul. Dacă la început tu mi-ai zis într-o altă întâlnire de-a noastră că nu ți-a fost chiar așa ușor drumul, încă de la început ai muncit și ai muncit mult. Care a fost declicul și ai zis gata, ăștia m-au primit lângă ei, de acum am o responsabilitate. Nu mai sunt un fotograf, sunt un artist fotograf.
Sincer, nu știu exact când a fost declicul. S-a înfilipat, firesc. Da, s-au decurs, s-au legat una de alta, una de alta, s-au legat multe chestiuni, atât legăturile cu Bucureștiul, cât și legăturile cu unii fotografi destul de influenți, da, în comunitatea din Iași. Firesc s-au legat, fără să stau să le caut neapărat. Toți îmi vorbiți de Bucureștiul ăsta când vine vorba de fotografie. Ce se întâmplă acolo? Ca toată țara e Bucureștiul provincia, știi? Nu, că mai sunt alte domenii în care Bucureștiul nu e atât de clamat, știi? E Ardealul, e Clujul, e Timișoara, sunt alte orașe ca oaze. Ei, când vine vorba de fotografie, toți reperul acolo, e la București. Acolo sunt cele mai, nu știu dacă cele mai multe proiecte, ci cele mai scumpe proiecte. De asta? De asta. Hai să vorbim despre bani. Hai să vorbim despre bani. Știi de ce? Nu, mă leg de o discuție de-a ta cu un amic de-al tău când, na, ți-a zis așa, franc, că e vorba de bani până la urmă, când, uite, ai o nuntă sau... Și tu i-ai spus că e vorba de... Da, în primul rând, din punctul meu de vedere... E vorba de ceea ce iubești. Și dacă iubești oamenii și iubești meseria care o faci, a ta de prezentator, a mea de fotograf, vrei să oferi omului din fața ta sau din fața televizorului, să-i oferi amintiri și emoții pe care să-l schimbe, care să-i ofere ceva în plus. Da? Să treci prin viață știind că ai schimbat lumea asta cu ceva în bine. Știi că pare așa un idealist, un nebun frumos, ăsta vorbește despre floricele pe câmpii într-un 2017 în care suntem prea cablați, dragul meu, Paul, într-o agresivitate, suntem încrâncenați, avem nevoi imediate. Nu toți, da, ești o dovadă vie că nu toți. Nu numai eu, și am foarte multe cunoștințe, prieteni care gândesc ca mine. Și poate de asta ne adunăm în diverse comunități și peste tot Paul, fiindcă cum sunt eu Paul peste tot, la fel și poate Aurelian, Răzvan și alții oameni din jur. Hai de să cu mergem... toți avem crezuri asemănătoare. Corect. Hai să mergem din nou în Veneția. Dragii mei băieți, vă mulțumesc. Mai vreau o dată fotografiile pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu. Să le spunem și lor că pe 1 martie a fost un vernisaj important la Ateneul din Tătăraș și că, uite, Paul Pădurariu a expus acolo că fotografiile vă așteaptă până pe 31 martie la Ateneul din Tătăraș și e fotografia care îmi place cel mai mult. Vorbeam puțin despre atmosfera asta din Veneția, dar până acolo să vorbim puțin despre proiectul și parteneriatul tău cu Asociația Bethany și că toate fotografiile... Toate fotografiile sunt proprietatea Fundației Bethany. Acestea sunt spre vânzare, care fiind... M-au întrebat cei de la Bethany, bun, cât e comisionul nostru? De obicei așa se practică dacă se donează o anumită sumă către o fundație, se donează un procent. Și eu le-am spus, nu, dragilor, tot ce se vinde sunt bănuții voștri pentru copii care îi ajutați voi. Și eu mă bucur tare mult, 340 de lei fiecare bijuterie asta, pentru că Paul Pădurariu al nostru, Paul al nostru, a făcut 34 de ani pe 1 martie și nu putea să nu lege așa evenimentele cu tot. Am făcut un discount de 10 lei, valoarea de piață fiind de 350. Exact. Și uite, mergem din nou acolo în Veneția, unde ți-a fost și cald, ți-a fost și bine. E, și frig. Exact, și frig, și foame, și de toate. Da, și de toate. Ai simțit tot ce trebuie. Hai să vorbim puțin și despre fotografii neprofesioniști cu care te întâlnești acolo. Pleiada aia de asiatici cu... Nu doar asiatici, ci și foarte mulți fotografii. Sunt și foarte mulți fotografii ieșeni care m-am întâlnit acolo. A fi amator e extraordinar. E foarte frumos să fii amator, fiindcă faci exact ce vrei tu. Nu trebuie să știi că ai de predat ceva unui client. Amatorismul uneori este privit cu neglijență, dar corect, nu este adevărat. A fi amator, de exemplu, un scar amator.
Aia se trezesc la 4 dimineața, la 5 să fie pe baltă. Și la fel fotografii care merg pe dealuri și e frumos, e frumos să fii amator, fiindcă faci ceea ce iubești și nu dai răspuns nimănui în ceea ce faci. Mă bucur că vorbești cu atâta fair play și atât de sensibil despre oamenii ăștia care chiar cred în ceea ce fac, dar eu te aduc mai aproape de subiect, pentru că în Iași sunt foarte, foarte mulți fotografi, foarte, foarte mulți. Aproape că toți am devenit fotografi care știm, domne, să fotografiem o nuntă. Stai că ți-arăt eu, că uite, eu îl am. Îl am pe Voru Costel, care știe el să fotografieze și bineînțeles că este un fiasco din nunta aia. Hai să vorbim puțin cu verticalitate despre momentele astea, că până la urmă sunt niște momente importante din viața noastră care ar trebui să rămână acolo într-un album. Exact. Sunt momente care ar trebui să se întâmple o singură dată în viață. Maxim de 2-3 ori. A zis Paul, la oameni de poveste. Și atunci este foarte simplu să strici un eveniment. Foarte simplu este să strici un eveniment și nu neapărat să nu imortalizezi ceea ce se întâmplă, ci și contează și atitudinea care are profesionistul de lângă tine. Atât de la decor, muzică, toți care sunt în jurul tău. Fiindcă până și rochia, dacă ți întârzie jumătate de oră, posibil să... Se decalează tot. Da, sau machiajul, dacă în loc de o oră durează o oră jumătate, deja mama soacră nu mai ajunge la timp și începe slujba fără ea. Nu vreau să pleci de aici și să nu vorbim despre Trash the Dress. E un moment și am văzut câteva experiențe de ale tale. Tu le propui domnișoare, doamnelor deja momentul sau vin ele cu... De obicei vin ele cu momentul de Trash the Dress. Eu țin foarte mult la ședința foto de logodnău, ne cunoaștem mult mai bine din punct de vedere profesional. Ne întoarcem acolo. Da, la Trash the Dress ne distrăm și durează în jur de o zi ședința foto. O zi? Da, și încerc să nu o fac în Iași. Am făcut-o și în Iași când am avut un cuplu care ședința foto trece s-a făcut în Iași, tot o zi am umblat prin Iași, fiindcă nunta n-a avut loc în Iași. Ei au fost studenți în Iași, s-au mutat din Iași și atunci trece dreșul, nu că nouă ne se dă de Iași și au vrut foarte mult în Iași să facă. Care a fost cea mai explozivă experiență trece de dreș pe care ai trăit-o cu miii tăi? Am fost norocos până acum, n-am avut experiențe foarte... Am avut scenarii, am vrut, încă am câteva scenarii în căpșor, în schimb am avut noroc de... ghilimele de rigoare, de mirese care au dat destul de mulți bani pe rochii și n-au vrut să încerce chiar chestii extreme cu ele. Am văzut niște rochii în flăcări, niște rochii da, am câteva în idei, am și vulcanii căutat. Noroioși, da. Niște rochii în bungee jumping, doar rochiile și acolo au plecat cu totul. Da, se pare că sunt un pic mai nenorocos, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Nu am experimentat foarte multe chestiuni de genul ăsta extreme. Hai să ne întoarcem la momentele line. Ziceai de logotna asta da, frumoasă. Da, de asta spuneam. Eu merg foarte mult pe chestia de emoție dintre oameni și atunci și clienții care ajung la mine sunt altfel, îmi place mie să spun. Cine se aseamănă, se adună la Paul Pădurariu, la atelier. Da, nebuni creativi, cum da. Îmi place mie să spun. Ședința foto de logodnă, țin foarte mult la ea. E de detașare. Vede exact cum se simte alături de mine. Și atunci ne apropiem mult, în ziua nunții va fi mult mai ușor pentru ei să lucreze. Și eu deja știu cum o cheamă pe mama, știu cum o cheamă pe tata, care e pasiunea lui, ce face ea în timpul liber. Și e mult mai bine că de multe ori, când nu sunt cu cameramanul care lucrez eu zi de zi, cu Mihai, cel la videograf mă întreabă, da, sunt prieteni de-ai tăi? Și eu, da, toți mirii sunt prietenii mei. Iată, toți mirii mei sunt prieteni. În 3 secunde. Ne prietenim și îi cunosc foarte bine.
Ia, așa lucrăm mult mai frumos. Să știi că săptămâna trecută, nu pe timpul ăsta, cred că era miercuri, da, miercuri, 8 martie, te-am bârfit. Bineînțeles că te-am bârfit de bine aici cu fetele de la Stare de Bine și Chef de Viață cu Carmen Ungureanu și Laura Dabs. Și ele au zis că, într-adevăr, ești omul potrivit la locul potrivit și că întotdeauna când am nevoie de un speaker, ești binevenit acolo printre... Da, se pare că mai nou fiecare trebuie să aibă o pasiune pe lângă din ceea ce trăiește. Sunt la început de drum în chestiunea asta. E foarte ciudat. Dar n-am tu mai nu fost, ciudat, tu n-am mai, acolo. N-am mai fost de mult la început de drum. Sunt la început de drum în public speaking. Curios, am ținut câteva speech. Se pare că publicului îi place foarte mult de mine și pe scenă, nu doar cu aparatul în mână. E frumos sentimentul și lucrez și la chestiunea asta. Paul, pasiune, ai vreodată emoții îngrozitoare, dar mari, încât să simți că îți paralizează brațele, buzele, creierașul? Am avut. Eram cu microfonul în mână. Anul trecut la Cum să fii mireasă, da. Și am 100 de mirese în fața mea. O, Doamne! În momentul ăla am simțit fiecare mușchi care l-am sau nu l-am prin corpul meu. A durat în jur de un minut jumate toată, foarte mult, până când am reușit să-mi ies din stare. Nu m-am blocat, am reușit să vorbesc, dar minutul la jumate a fost extraordinar. Nu știam că am atâția mușchi în mine și oase și tot. Vedem semnătura ta, semnătura Paul Pădurariu pe foarte, foarte multe evenimente. Care sunt cele mai dragi până la urmă? Sau niciodată nu le gândești așa? Nu le gândesc în felul ăsta care îmi sunt mai cele mai dragi, fiindcă sunt sigur că pentru oamenii din acel eveniment, respectivul eveniment e cel mai drag pentru ei. Și atunci eu încerc să empatizez cu ei și evenimentul ăla să fie cel mai important din viața mea atunci. Tu ești foarte chill și calm, așa cu zenul la tine, parcă ai fi așa un Shaolin. Dacă cineva te scoate de-a dreptul din ale tale, cum e Paul Pădurariu? Ești omul meu de poveste, trebuie să dai din casa ta. Întrebați-mă asistentul. O, Doamne, dragul meu, scoate foc, ce face? E ca un dragon cu 7 capete, 15 guri. Știi că noi toți te cunoaștem pe tine în varianta asta ta, foarte, foarte pozitiv, echilibrat, dar bănuiesc că ai mai și momente în care te enervăm de-a dreptul. Am locul meu de dat cu capul. Da. A, da? E bun, Paul Pădurariu, aici... Da, loc de dat cu capul, bineînțeles. Loc de dat cu capul. Una peste alta, ești un om împlinit, se vede pe tine. Un pic obosit pari, Paul, acum în martie, la început de martie. Ce să facem ca să te ajutăm când venim pe la tine? Să fim mai cuminți, să fim mai cooperanți? Să fiți voi. Să fim noi? Da, atât doar. Să fiți voi înșine. E foarte simplu. Ne ducem la Paul, fără suntem măști. Noi înșine. Să încercăm să dăm măștile jos. O, Doamne, dar știi că e greu, Paul. Păi, aia e cel mai greu. E greu. Că poți fi în multe feluri, numai să dai masca, să fii tu. Acolo e cel mai greu, cred. La mine e foarte, foarte simplu, pentru că eu sunt aceeași. Nu pot cu măști, v-am spus și în 2017. Vreau să aduc aici, lângă mine, la Oameni de Poveste, doar oameni adevărați, oameni în ochii cărora mă uit și zic, da, el e. Nu vreau cu mască, vreau fără mască în tot anul 2017, să-ți fie bine sus inima, Paul, și îți mulțumesc tare, tare mult că ți-ai făcut timp de mine astăzi. Cu mare drag. Măștile doar în Veneția. Doar în Veneția. Ce să zic, să fiți buni și cu minți și să ieșiți la o plimbare, măcar așa vreun sfert de oră, că vă face bine, vă promit. Mâine de la 4, ne vedem la Oameni de Poveste. Emisiune oferită de Dopopoco Gourmet.